exact o săptămână, Camo s-a dus la Îngeraș. Noi am rămas să-i continuăm munca și sper să nu coborăm ștacheta, așa după cum a dorit el. În seara aceasta s-au adunat muzicieni care au cântat cu el de-a lungul vremii și mulți dintre ei i-au fost prieteni și le țin să le mulțumesc înainte de toate lor, celor care sunt pe afiș și celor care nu sunt pe afiș, din motiv de că nu știam la momentul respectiv că vor participa. Le mulțumesc din suflet. Înainte de a porni cântarea, veți vedea, sunt 7 grupuri care vor evolua. Sigur, un muzicien cântă în 2 grupuri sau poate chiar în 3, atât, fiindcă așa ne-am numerit. Nu suntem extraordinar de numeroși cei care ne ocupăm de jazz și de blues. Înainte de a trece la partea muzicală, am deosebită plăcere și onoare de a ruga pe șeful Institutului Cultural Român din Lisabona, care este un bun prieten al nostru, care a invitat formația Vega Blues Band la un concert la Clubul Maxim anul trecut. Am fost împreună peste tot și mai mult de 30 de ani, persoana și personalitatea pe care vreau să vă prezint se ocupă de jazz, este un cronicar de jazz, este colaborator la multe reviste prestigioase de jazz și are o voce distinctă în acest domeniu. El, de altfel, de pe acum vreau să-mi iau libertatea să vă invit la lansarea cărții sale, mâine la orele 13, așa e, la Uniunea Scriitorilor, la redacția Clubului Orizont. Și trebuie să vi-l prezint acum, este vorba despre domnul Virgil Mihaiu, pe care îl rog să spună câteva cuvinte legate de Camo. Mersi. Sunt flatat de cuvintele lui Johnny. Evident, foarte impresionat și de faptul că acest muzician foarte important al scenei jazzistice din România, pe care tocmai îl invitasem împreună cu formația Vega Blues Band să cânte la Lisabona. Între timp a murit, nu știam că atunci îl întâlnesc pentru ultima dată. Un moment tragic, în orice caz, el era o figură, să zic așa, simbolică, în special pentru jazzul bănățean și reprezintă pentru mine un fel de simbol al solidarității, care e o caracteristică specifică Banatului și care ar putea fi luată drept exemplu pe plan mondial. De altfel, prezența dumneavoastră demonstrează această solidaritate extraordinară. Spun ca întotdeauna când mă aflu în Timișoara, absolut impresionat și mai ales când vin dintr-o, să zic așa, dintr-o țară din extremul occident al Europei, îmi pot da seama de valoarea acestei culturi și de valoarea acestor locuri, chiar prin simpla comparație a Clubului Maxim, cel mai celebru club din Lisabona, care vreau să zic că pălește prin comparație cu acest minunat loc. Întotdeauna mi s-a părut un model de europenism, și îi felicit pe amicii timișoreni că reușesc să creez acest eveniment despre care evident că voi relata și în presa mondială. Să sperăm că ne întâlnim mâine la amiază și să-i păstrăm o amintire foarte bună lui Bela Camocea. Și acum Johnny vă va spune încă o chestiune legată de niște acțiuni caritabile. Vă mulțumesc! În ideea că prietenul nostru Camo a lăsat după el amintiri imprimate pe CD, există la fiecare bar de aici câte un CD cu formula Vega Blues Band pe care vrem să o ducem mai departe, dar este ultimul înregistrat cu el. Prin amabilitatea și la ideea patronului acestui foarte frumos club,
care mi-este de asemenea prieten și care sprijinește de ani de zile jazzul, bluesul și tot ce înseamnă vedenie muzical, Orațiu Dejean. Am reușit să ținem acest concert Remember Camo și de-aia vă spuneam că în afară de acest suport acustic pentru amintirea sa, probabil că este un ultim prilej de a achiziționa un suvenir cu Bega Blues Band în această formulă. Camo a ținut cu o scurtă perioadă înainte de a-și simți sfârșitul să redacteze, să dicteze, mai bine spus, un text care va deveni o carte și care va fi pusă în pagină de către nepotul său, Tinu Pârvulescu, cu ajutorul prietenilor care cunosc bine cariera lui Camo. Lucru pentru care o să vedeți la un moment dat va circula o urnă pentru cei care vor să contribuie la editarea acestei cărți. Cei care au fost aproape mulți ani și în ultimele clipe, soția sa Mariana Camocea și sora sa cu familia, țin să vă mulțumească și să vă salute. Încă nu este momentul să vină la concerte, chiar dacă sunt legate de Camo. Acum vom trece la partea muzicală și, sigur, încă o dată repetând, mulțumiri celor care au participat benevol la această acțiune. Să nu uitați, prietenul nostru, Sulu Moraru, a lansat un site pe internet. Sulu, ești aici, te rog să le spui oamenilor care este adresa de internet, pe care pot găsi poze și puteți contribui la, așa spune el, un mausoleu în memoria lui Camo. Mausoleu virtual e mult mai actual decât să mergem pe calea șarurilor, să vedem mormântul. Cu Camo m-a legat o prietenie din copilărie, școală elementară, facultate și așa mai departe. Și avem deja o serie de contribuții interesante. Dacă aveți poze vechi, cât mai vechi, cu atât mai bine. Am primit de la Claudiu Rotaru, unul din felii și de prima oră de la Toronto, poze. Și dacă aveți poze, vă rugăm să ne le trimiteți Somie sau lui Johnny și începem să le punem. Camo cu capa, punct, enduromania.net. Camo, enduromania.net. Este un subdomain de la domeniul meu principal, Enduromania. Vă dau, și cine are interes pot să-i dau capul de vizită. Vă mulțumesc. Am să rog și pe patronul acestui club să ia cuvântul, este lângă noi. Bună seara, aș dori să spun câteva date tehnice. Pentru a reuși să edităm această carte a lui Camo, toate încasările în această seară se vor dona nepotului lui Camo. De asemenea, în sală va circula o urnă. Cine dorește să doneze bani pentru această carte ar fi extraordinar. La fiecare bar, 1, 2, 3, veți găsi CD-uri, CD-ul despre care vă povestea Johnny, vocea lui Camo veți auzi, un CD costă 30 de lei. Vă mulțumesc și să sperăm că e cu noi Camo. Între timp veți vedea în spate pe monitoare selecțiuni din emisiuni realizate de prietenul nostru Mimo Obradov la televiziunea română, acum 5 sau 6 ani, nu mai știu bine, cu Camo, bineînțeles, împreună cu care am realizat acest ciclu de emisiuni de popularizare a bluesului și al jazzului.